Așteptările și speranțele oamenilor au trecut în următorul tur doi candidați, unul cu o politică de centru-dreapta și altul de pe eșchierul stâng al politicii. La 13 noiembrie are loc cel al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Până atunci, campania electorală continuă, iar pentru a opri orice ilegalități, a beneficiat de asistență juridică gratuită în litigii electorale, pentru a raporta cazuri de corupere sau presiune pentru votul în favoarea unui candidat, puteți apela linia fierbinte Asistență juridică gratuită în litigii electorale, la numerele de telefon afișate pe ecran.